Și bine v-am găsit! Începe o nouă ediție a emisiunii Te vreau lângă mine. Astăzi, prima dintre invitate este o domnișoară sau o doamnă... Ar fi trebuit să fie o doamnă sau o domnișoară roșcată, păi, Dana, roșcată, sau... roșcată, era ea plicată. Să cheme, să cheme careva smurdu, să o ia din spate, chema... Chema cam de tasă să recunoască. Roșcată, uite la roșcată. Tu nu ești Leana lui Pârțag? Ei! Nu ți-a rușine? Sunt Elena Crăcănete, căci am divorțat. Așa am eu un hobby, să divorțez de bărbați proști, așa că dacă aveți bărbați proști pe aceia, dați-mi să divorțez de ei, că n-am... Așa. Și de la noi ce dorești? Ie-te-te. Să spusei că a divorțat și vreau să cunosc și eu pe careva cu care să mă mărit, că sunt frumoasă, uitați-vă. Aproape că uitase, m-am prostituat, așa sunt o doamnă, totuși sunt inteligentă. Știu cât fac, adică știu, ce știu, știu multe, știu 7 ori 5, 8 ori 9, 22 ori 26. Nu, da, acum zine și nouă cât fac, 7 ori 9, 22 ori 26, cât, păi, ai zis tu acolo? Nu, păi eu știu doar întrebările, răspunsurile... Hai să zicem că ai dreptate, sunt semi-inteligentă, dar sunt o tipă, să știi, destul de calmă, nu mai de... Și te uiți fă la mine. Nu e așa, dracu, dacă nu trebuie să vă trebuie. Alo, treci înapoi. Păi de ce să trec înapoi, că fac spune. Stai cu minte aici, stai cu minte, stai cu minte. Păi nu, că l-am făcut, am mâncat niște detergent. Ia un loc aici. De n-ai avea tu soarta lui roșcata, să spui. Așa, așa că, doamnă domnișoară, te rog și voi, vă rog frumos să-mi aduceți bărbați. Eu de asta am venit, sunt pregătită să-mi primeți alesul. Ei bine, pentru Leana intră astăzi Ion. Bună ziua, bună Leana! Bună! Bună, Ion! Cum arăți? Ești sexy, nu? Ești puter, tânăr? Ai bani? Vrei să mai repeți? Ion, ești tânăr, ai bani, ești sexy, nu? Mă, bani am. Așa că nu mai contează vârsta. Ei, lasă că... Dar tu cum arăți? Hai, Dige, du-te de acina! Dacă ai putea moleculele tale să vadă așa prin moleculele mele... Auzi, Ion, știi afișul ăla cu Angelina Jolie? Da. După ce mă vezi pe mine, poți să te ștergi la fund cu el pe fund.
Mă, dar ce miroase aici, mă? De aceea vine, ăsta e miros de mistreț. Eu pot să deosebesc mirosul de mascul de el de femelă. Ăsta e miros de scroafă. Hai bine, recunosc, mă scăpai, ia uite-te, asta e, uite-te. Da, să știi și tu că sunt o femeie singură, stau singură și dacă nu mai trag câte una să zucă cineva prin casă, mă apucă depresia. Mă, ia spune-mi, ai soț? Soț? Na. Am divorțat, să știi, de un bătăuș nemernic, un hinghier, o brută. Și acum am și o nevoie de un bărbat care să știe să mă mângâie pe corp cu teancuri de bani. Că, să știi că eu am corp. A, dragă, iată, mișcări de corp de bani. Mamă, ce duhoare! Mă, fată, fetiță. Mă, vă cumpăr eu aer condiționat aici. Mă, vă cumpăr alt platou, altă televiziune, dar nu mai pot, mor aici. Ioane, uite cum facem. Noi ne-am gândit să o iei pe Leana și să te duci să petreci o zi cu ea acolo, în satul ei natal. În satul, poate în habitatul ei natural, în bârlogul ei unde se duce să fete pui vii. Păi acolo vă duceți o zi, stați împreună și după aia veniți și la noi să ne împărtășiți din experiența pe care ați avut-o. Este! Ce stai cu fața aia de buletin la mine? E să știi că îmi place, că ai așa, ai chelea netedă, ochiul căprui, adică ți-e... Nu mai sta, mă, ca vita l-am perecheat. Pune mâna și ajută-mă, nu vezi ce dezastru e? Ce vita l-am perecheat, fă, mă, doare șelele. Uite-te și tu ce dezastru e pe aici. Păi cine te-a pus să te întorci după 7 ani în mizeria asta, în dezastru ăsta? Dar cine te-a pus pe tine să ne mutăm noi la oraș și atâția ani și să ne mai întoarcem? De ce? De ce? Aici eu pun întrebările. Vrei să te întreb ceva? Zi! Ești bou. Îți plăcu întrebarea. Tu n-auzi că vine invitatul. Vrei să mă găsească așa? Ce invitat, fă? Invitatul, dragă, adică... Mă mărit și eu, dragă, și ne umplem de bani, Costel. Catalioane, miliarde, infinitiliarde! Ia stai, fă, cum adică te măriți? Și eu ce sunt? Păi ți-am zis, ești bou. Tu n-auzi că... Nu, de azi înainte ești frate meu. Până mă mărit cu ăla. Și pe urmă găsesc eu o metodă, scăpăm de el, îi pun cucută în aftershave, îi pun chiloți în piper sau invers, îi pun perna pe față și rămânem cu banii. Uitați-o și fața ta asta, frumos. Adică... Exact. Eu sunt frate tău. Exact. Și tu te hândrălești cu ăla de față cu mine. Îți place? Fii rar, măta, dracu, să-ți fie... Stai, ești frate meu. Acum măta mea e și măta ta. Ai cum să mai zici așa? Că uite-te și tu ce ne făcură, Costi. Ne furară tot de aici. Și masă, și scaun, și pat, și radio. Bă, întorsere! Bă, ce mă bucur! Ce faci, bă, mitică? Ce mai faci, mă? Mai trăiești, mă? Trăiesc, bă, dracu, trăiesc, ce vorba aia? Nu vezi ce hal are? Bă, m-am întâlnit cu Ana Ștefanovi până în cimitir, mai alante, s-a speriat, l-a făcut pe ele de frică. Auzi, hai că aduc acum de răd și masă și scaune și radio și sobă, dracu. Lasă, auzi, nu le mai aduce? Să vadă și viitorul meu soț cât de săracă sunt și să-mi dea bani, mai mulți bani. Stai, pe ce zisași? Să-mi dea bani mai mulți viitorul nu soț. Nu bani, păi înainte, ce zisași? Viitorul meu soț să-mi dea bani. Mulele. Mulți. Da, bani mulți. Pă, cum dracu vine? Uai, că nu poate. Ți-a luat 25 de ani ca să-ți dai seama că ăsta nu e bun de nimic, ai succes, păi.
să mă chem la nuntă, că și așa n-am bani să viu, dar tu să mă chem. Hai că mă duc să aduc. Cum adică, mă, nu sunt bun? Ia zi. Hai, mă, nu mă, că glumi. Bă, tu ții minte când s-a dat cu 25 de ani 6 lei împrumut, scoate bani. 6 lei? 6 lei. Băi, ești nebun, scoate bani, du-te, mă. Stai, pă, stai, pă, că română, dă-i drumul. Auzi, caută, mă, caută. Hai, ia, caută, vezi să nu deranjezi șoarecii după impozânare. Bani. Și poenjele din portofel. Bani. Și toate ele, n-am, bă, bani, n-am, n-am nici de o pâine să-mi cumpăr, bă, sunt sărac. Iată, râgă-i praf, n-ai. Râgă-i praf, n-ai. Acum dat, mă crezi? Opa! Dă-i, mă, ce faci, mă, cu ăștia? Dă-i, mă, încoan. Bă, 10 lei de pe vremea lui Ceaușescu. Dă-i încoa când îți pui. Păi ce mai faci cu ei? Lasă-i toi, Acilea, că nu știi ce vremuri vin. L-ai văzut tu pe la bord, cu ochii tăi? Băi? Bă, puță, băi, vai de curul tău, bă. Hai să-ți dau o țuică la cârciu, mă. Bă, bă, aia stai, 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 bă, țuică la cârciu, mă. Și eu nu vin. Așa, bătută? Nu, am zis că și eu nu vin. Este o afirmație. Hai, mă, hai, mă. Ia aracu cu fața ta de buletin și cu locul ăla tău. Eu nu vin. Pe mine să nu mă lasă. Dar cine se mărită cu un bogătan? Cine se mărită? Uia! Scui patea-r lumea în ochi. Cine se mărită cu un bogătan? Iată lumea cum o ia cu tremur. Iată. Ia, mă, că... Ia... Ai grijă, ia seama, peci, că e... Ia uite-te, na. Ce mă aceea, mă? Uite-te și tu. Păi nu ți-a spus să-i, mă, nu-ți spus eu că acela este dezastru, e nenorocire. De 7 ani, de când e părăsită, tu ai fost ultimul idiot care a călcat acela. De acela n-a mai călcat nimeni. Altul ca tine n-a mai fost. M-a fi rămas ceva prin sticle. Ia uite-te. A mai rămas pe dracu. Băi, 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 ești prost. Ciuciu, poți să... Păi eu am stors toate sticlele de aici și ale sparte și ale... Goale și... Am găsit... Auză? Ia-și pe seama. Am găsit un șoarec într-un butoi și l-am subci pe ala că m-am gândit că s-a necat în alcool. Mai fereu, azi ceva bine. Te dregul. Hai, mă, să vezi ce faci. Alo, bă, creștinilor Dumnezeu! Ha, mai dați la val! Nu poate omul să mai doarmă, mai... Ce este, mă? Ăsta-i popă, mă? Popă, pe dracu. Ce popă, mă? Păi noi n-avem popă în sân, mă. O fi vreun cerșetor, bă! Dă-mă și tu ceva, ai de mâncare pe acolo, niște am bani. Am o sticlă de țuică. Bună și aia! Da, bine, hai atunci, băi, bă, mitică, ia-i tu trei pare, așa, pune cu alea, ia costele, pune și facerea în scaun. Ia, ține-mă, dar de unde ne știi, bre, pe nume? Părinte, cum? Băi, tu vrei să bei sau ce, mama? Vreau, vreau, vreau. Ei, atunci, dă băula toată lumea și plătește fiecare partea. Opa. Unde mai auzit eu asta, mă? Băi, stai așa de... Romica, tu ești, băi! Păi, cine-i? Du-te, dracu! Romica, bă! Iau că, bă! Bă, uite cu barbă cu el! Dă-mă jos, mă! Hai că așa ceva! Ce-ai făcut, mă, 7 ani nu te-am văzut, bă, omule! Bă, fraților, poveste lungă, bă! Ia zi, ia zi! Hai, Doamne, ajută! O, să trăiești cu asta! Bă, fraților, în 2009, da, am văzut buiere. Asta-i. Dumnezeu să fie. Am făcut cum să faci. Trei zile. Trei păi zile, chef, paranghirie, muieri, omei, băuturi, alea. Orgie, așa se face. Băi, trebuia. Ăsta-i obicei. Trebuia. Da. După aia, cu banii rămași de la Parastas, am intrat în afaceri. Da, luam căcăreze de oaie, le uscam, le împachetam frumos și le vindeam ca cafea braziliană. Și de-aia de pisica așa. Lupac de-aia așa. A, așa. Cine nu știe, da. Da. Păi și nu se prindea lumea că-i căcăreze. Păi ce, băi, eu eram prost să stau? Bă, ziua și orașul, ziua și orașul. Toată și acum cred că vreo 35 de poliții județene mă caută. După aia m-am apucat de zoofilie. Zootehnie, bă. Zoologie, mă. Nu, băi, lasă că știu ce știu. Știu, aia, cum îi zice acolo, n-avea lumea tauri de munte. L-am oferit eu.
Dacă spui... Cum? Ba, ușa, bă, bănuțul venea. Bă. Nu tu, fițe, nu tu mă doare capul, nu tu, porcule, cum îți permiți. Bă, stai, mă, stai, 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 stai. Adică cum, bă, tu făceai așa cu vaci? Bă, după pomeile nu-ți mai plăcea, mă, sau ce? Bă, astea din sat nu, astea... Băi, nu e nicio diferență. Astea din sat și vaci, nicio diferență. Da, dă-te, dracu de scârbos, că m-am trecut și chef de băut și... Hai, mă, lasă, ia după, da, te-ași din gură, că după m-am dus la... M-am dus la mănăstire pentru asta. Păi așa? Așa m-am... Păi, da, acolo a fost mai rău, fraților. Bă, n-aveau ăia fomei. N-aveau fomei și a trebuit să mă întorc. Uu, dă-te, dracu, cu spatele și cu... Cu fața, bă! Măi, scârbos, și cu vaci și cu porc. Cu fața la Dumnezeu! Că mi-a zis Dumnezeu, Romică! Stai, mă, puțin, păi te știe pe tine Dumnezeu după nume, Romică. Bă, cum să nu mă știe, bă? Pe toți ne știe. Vede tot ce facem, bă, și pe mine, și pe tine, și pe tine. Dumnezeu e sus și vede. Vede-i. Doamne, Doamne, pupațaș, iartă-mă, Doamne, că să știi că țaua m-a provocat pe mine. Eu aș fi vrut pomeie, Doamne, să știi, dar dacă așa s-a întâmplat acum, mă ierta, nu mă ierta. Lasă-mă, că știe Dumnezeu ce faci. Și a zis Dumnezeu, Romică, du-te în satul tău și luminează lumea. Adică să ne dai de băut, că eu atunci sunt luminos când beau. A, când vine plata, atunci mă întunec, fac urât, fac... Da, și mi-a zis, te duci în sat și luminezi, te faci și popă și cârciumar. Că mai multă lume vine la cârciumă decât la biserică. E normal, ce să caut în biserică dacă nu se bea, eu te... Păi hai noroc atunci. Să trăiești, cu aia Romica. Primește-l, Doamne, și pe ăsta. Să fie. A, fir așa, dracu, atâta n-am muncit în viața vieților mele să-i fac curat, să-i plac lui țâriac când o veni la mine. Dar și pe urmă, care o mai pune mâna în viața ei pe un nac, pe un nuc de țigară, pe alt... Nimic, nu mai fac nimic. Așa, dracu, mamă, bă... Bună ziua. Bună ziua, domnul țâriac. Vă... Cine așa vă place la mine aici, așa? Frumos grajdi. Care... era vorba că mi-areți și casă. Bă, că casă e, domnule, adică e, te are moasă, televizor, sobă, radio, ce-i lipsește? Ce-i lipsește de aici? Ieslea-i lipsește. E? Mă, dar și aici miroase a mistreț. De unde la tine? Ia uite-te puțin, stai. Ah, trofeu mic. Ia, gura mare. Colți nedezvoltați. Na. Și plus că e și curtea mică. Unde bag eu 450 de mașini? Oalele! Ce, domnul, nu, că nu e curtea mică, domnul, că să știi că încape dacă le supraetajez așa. A venit nașul cu Dacia de la București, de vreo 450 de ori și a încăput. A dracu, ia loc acele așa să-ți dau, ceva de beut. O șampanie franțuzească din 1930. Ui, hai că de asta... De asta... E, nu e ea șampanie, nu e franțuzească, dar e sticla de la 1930, domnul, să știți că e de pe vremea lui Muma, că n-avea oale de noapte, știi, și mai... Dar să știi că dacă o agit, face spumete. Ușor să nu spătesc acolo ăsta de miliarde. Așa, domnul țăriac, șampanie, ia zi, povestește despre matale, zi așa. Așa, mă, stai jos să spun. Să-i că mă ia cu leșin. Să trăiesc, să mă... Eram în 1970 la Roland Garros. Jucam cu Stan Smith. Era 5-3 pentru el. Și dă el o minge în afara terenului. Eu ce mă gândesc? Doamne, ce frumos povestești! Ce-ar fi, mă, să dau și eu o minge afară? Uite cum mi se... E să îmbreacă nefloștomocul ăla de pe la... Acum era setul decisiv. Mustața asta ca copita calului, Doamne! Uite că mă udai tot! La uimă, mă udai toată, Doamne! Și dar noi cu... aveam așa pișoarca o... asta de eu mai dau lui Costel să-l fac să moară, să-l de...
Nu mă înțelegeam. Dar pe ăsta n-aș putea să-l omor. În tribune lumea era în delir. Săi că în delir să mai zândem atale. Povestește-mi încățăși fluștul mocută. Te galez eu la 5 în setul decisiv. Și dau, pierd o minge. Nu se poate. Pe vremea aia eu eram mai zgârcit. Când pierdeam o minge, o căutam cu lanterna toată noaptea. Dar și acum... Îți dădeam dracu de meci. Și acum... Și acum nu mai găsesc lanterna. Dar o caut. Ilie o cunoscuse atunci pe prietena lui. Ai cunoscut pe Sfântul Ilie? Ilie Năstase. El întotdeauna m-a respectat, așa cum și eu l-am respectat pe el. În tenis nu te joci. În tenis trebuie să pui suflet și să faci bani. Bani, bani, faci... Atât, oprește-te la cuvântul ăsta. Bani. Bani, exact. Așa, asta o lăsă aici. Așa a făcut, bă, frate. Așa, mă, tată. Băi, ne omorâși cu poveștile, să am bat piciorul foarte mișto. Chiar, mă, cât ai făcut și tu să mor eu. Deci așa a fost, să fii și cârciumar și popă. Bă, am de ales? Bă, n-ai de ales. De ce, mă? N-ai de ales. De popă ni se cam îmbrehăne. Ultimul l-am îngropat pe alea, malul jurului. Și a murit, mă? Bă, sper că da, de-acu 8 ani. Îți dai seama. Bă, da, de cârciumar avem nevoie. Avem nevoie de cârciumar că să tot spui pe-a dreaptă, mi s-a urât și mie, mă. Vine unul, dă mitică o sticlă, dă mitică o sticlă, dă țuică. Păi nu mai pot, bă, nici o să fur atâta să le dau la toți. Așa tu ești cârciumar, colea, tu vizi, noi venim, bem, de plătit păi și... la caiet și îl dracu un caiet din toată sărăcia de acolo, îmi găsesc să luăm un caiet să-l aia, ci cu riscul de a plăti, de a da bani pe el. Deci să meargă, bine, tragă. Ia zi-mă, mitică, da. Și mă, mă, cu ăștia de prin sat pe ceea, că dacă eu lipsesc 7 ani, nici nu mai știu. Nu știi? Păi ce să fie ăsta? Vasile, al de pe salvare. A ajuns stripper. Stripper? Stripper de ala. Bă, dă-mă, nebun. Dacă îmi spui, a plecat, l-a lăsat muierea. A plecat, a vândut tot după în casă și a fugit în Italia. L-a lăsat în Google. Și acum vrea, nu vrea? Păi da. Ăsta, Gogu, că îl știi și pe Gogu. Gogu, Gogu e dansator la bară. Gogu, mă, cu burtă! Gogu, cu burtă, dansator la bara de la mașina de gunoi, barea din față. A. Păi a venit aia și când l-a flăcit, l-a proptit în gard, dădea Gogu din picioare, să zicea lumea că e dansator. Lasă-mă, păix! Așa, ăsta, Frankfurt e la pușcărie... Păi de ce a făcut? De ce l-au arestat? Nu l-a arestat, mă, s-a dus acolo să fure, dă-l dracu, să... Au gratii de la uși, cătuși, toate, să le dea la fier vechi să facă bani. Da, da. Așa, care mai e fiul tău accentă, e la spitalul de nebuni. Hai, mă, da, cum da. Drag, mă, fiul, mă, și nu mi-a spus la n-a nimic. Dar da, păi, ce are, mă? Ce are? Te umblă pe acolo, năucă, așa, să dă cu capul de pereți și cântă aia... Dracu, că și când era el mic... Cine m-a fi pus? Cine m-a fi pus pe mine să dau murături la câine? Așa? Aia. Cealaltă, am o mândră craioveancă zbârlită la fofoloancă. La fofoloancă, de drămină. Asta e ale tale. Da, da, mă le-am învățat. Da, asta e situația. Și urină la? Urină, păi urină. Urină, păi din cauza ei s-a dus el, bă, la... A, s-a cerut el? Păi el s-a cerut, săracu. Păi numai, eu nu am mai suportat pe aia, păi, a nebună. Dar las că și pe ea a luat-o ăștia la circ. Circ? Da, la circ. Se descurcă lucrul. Minoră mea la circ. Ce făceai, mă, la circ? Da, la circ, băiete. A luat ăștia, ia săraca proastă, zice că râde lumea de să răhățește pe ei, înțelegi? Și ea zice că e mare artistă, dar ea râde cât de proastă e. Păi ce face? Băiete, ce face? Îi dă drumul dintr-o cușcă și ea zice că vorbește cu ursul, știi? Și fiate, ia seama cum face. Hello, Martin Honey, de unde ai blana aia așa ieftină? Vă sparg pe toți să mă arăt, bă! Bă, du-te, dracu, că mă, ce-ți feriași, bă, nebunule, bă! Că ce vrei să fac pipi pe Costela acela de frică? Că păi din pușcărie, bre! Cum ai zis că faci? Păi mă priseră la furat și vreau să mă execute.
Bă, îmi pus răia lațul de gât, bă, și-mi strânsără cât putură ei de tare, dar tot, eu scăpai prin el în jos de băbulii la genunchi, auzi? Urmă, au vrut să mă împuște. Bă, mă puseră la zid și au tras la gloanțe în mine până li se topiră puștile, bă. Au dracu glonț care mă nimeri. Urmă, dacă au văzut ei așa, m-au pus pe scaunul electric. Bă, bă, ocolea curentul, iete așa. Nu mă găsea deloc, bă, deloc. Fii atent. Când văzură ei minunea asta mare, îmi dă dură să beau cianul. Da, o țuică, nu vrei, mă? Bă, beui, bă, beui, așa, cam la vreun chin. Urmă le zic, bă, vere, voi nu mai aveți nimic, că se termină? Hai. Dacă au văzut ăștia că n-au ce-mi face, mă băgară într-o celulă neagră, fără ferestre. Bă, era beznă, de scotei ochii. Păi și cum, dragul, scăpași? Păi dacă e proști, bă, Costele, bă, bă, uite, răsastu pe gaura cheii, bă. Acum mai vezi și noi o țuică să roară mama. Bă, nici ăsta, hai tăi să văd trecacirea. De ce, mă, că și așa? Dă-mi ai face așa, că... Bă, numărai, mă, liniile și trece la acolo. Șase. Și la tine două. În setul 3 îmi spun ăia arbitrii că să nu mai mestec gumă. Eu am lipit-o în spatele fileului ca să o recuperez sara după ce pleacă ăia. Mă duceam la Roland Garros și la Wimbledon când ne dădea ăia sucuri gratis. Mai am și acum din ele, că le-am păstrat pentru vremuri grele. Așa-i românul când se înveselește, ca și chinezul când mănâncă pește. A, bună ziua! Cumva creatura din figura alăturată este cumva mama mea? Hai! Scoală, dracu, și dăm de mâncare, că mi-e o foame de nu mai pot. Am o mângă la novaci, măi, dorule, măi. Are păr pe ambii craci, măi, dorule, măi. Mă, filarmăta, dracu, să fie. Acum mă... Tocmai visam că mă pupam cu mustăciosul, mâncați-a sufletul. Vino, coace, păpușul. Hai, stai, și dăm de mâncare, că mi-e foame. Lasă-l pe ăsta. Măi, filarmăta, domnul. Să știi că eu mă uitam la tine tot timpul la televizor când te vedeam îmbrăcat în chiloță aia alb de țâsă. Aveai paleta aia în mână de țâsă. Eu băleam, pupam televizorul, n-ai să-mi țin buzele mele așa fleșcăite pe can. Femeie, aici, lasă-mă. De ce? Aici e miros de mistreț, mă. Aici miroase a mistreț. De unde miroase a mistreț? Că eu ăsta miroase a mistreț. Ăsta, mă duc să-mi iau pușca. Ai pușcă? Am pușcă, cadou de la prințul de Monaco. Mi-a dat o pușcă, dar nu mi-a dat gloanțe. N-am niciun glonț și trebuie minim două gloanțe, dar lasă, vând din sucurile alea și mi-au două gloanțe și ce-o rămâne îi investesc, pentru că imediat vin, aduc pușcă. Două gloanțe, deci, și să le... Mă lăsași fără păpușă, l-ai? Pe unde fusești tu, axi? Am o mândă în Târgu Jiu, măi, cu cicele până la vrâu, măi. Până la vrâu, țâți. Da. Pe unde fusești tu așa, cu cămășuța asta drăguță? Am fost până la Șegarcea, să-și fac fundul, harcea parcea. Bă, fii la mă, ta, dracu, te desnod în bătaie, zâng de fuz, nebunești ce-ai? Am o mândră în Baia Mare, măi, dorule, măi, nespălată pe picioare, stai, măi, dorule, stai, măi. Stai, că văd că nu mă înțeleg cu tine, stai, că o sun. Ce ghira? O sun eu acu pe nevastă ta, să vezi ce ghira pâți de aia. Numărul format este mult prea nașpa pentru așa o clientă elevată. Păi, și eu de unde fac rost de numărul ei, că altul n-am? Ia, formează-l pe ăsta. Zi. 0722 40 41 42 43 44 45. Ce proastă ești! Ce faci, ești tu de mine, fă-ne să-ți... Război și dezastru!
Da, Hani, au sacouri la reducere. Pe turcoaz, pe greș, pe mov. N-ai iubit? Nu, Hani, nu pot să ajung astăzi, că, uite, stomacul ăsta am sânge și piele de proastă pe sub unghii. Stai un pic! Pe cine proastă proastă? Tu nu poți să te abții de vorbit la telefon nici când te îmbrăcănești cu mine, că te bate o femeie ca lumea, nu o nimeni la drum. Vino, păi, stai un pic! Ce zici? Stai! Jacuzzi! Vai, Hani, au și mărgele! Hani, drăguță, i-am și mie Frodo, da... A, și un batic negru, te rog foarte mult, pentru că tocmai ce-a murit soacră mea. Hai, pup la tine, pa! Ala! Axi, Hani! Ce tot stai acolo și... Păi, ce să fac, Văurinelu? Jucam la pariul să văd care o mierlește prima și văd că ai câștigat, dă-te, dracu, muri mama. Pune imediat mâna, ia un sac și hai să o băgăm pe asta până nu se împute aici. O nu mă fac. Hai, 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 hai. Eu... Am o mântră în Termopile, care e moartă de 3 zile. Bine, mă! Hai, băieții, care mai dai de băut, că mi s-a deschis ecluza. Frankfurt-e rândul tău. De ce nu, mă? E ziua ta. Dai de băut. Cum să fie, mă, și eu? Auzi, mă, și la urmă, ziua mea e tocmai în februarie. Bă, lasă-l, bă, nu-l mai strânge, bă, de-a gât, bă, nu-l vezi cum dă de picioare ca puiul bușuit. Lasă-l că moare, dracu, acela, bă, nu-l vezi. Bă, boule, era să mă omori aceea. Păi, da? Și acum cum te simți? Bă, mă simt de parcă m-aș fi născut a doua oară să moară. Deci e ziua ta, dai de băut. N-are, bă, de unde, dacă spune, ia uite-te, ia, bă, bă, nebunule, stă, bă, bă. Ia, mă, băi, n-auzi, lasă-mă că sunt sensibil, bă. Ia, uite-te, ia, am erecție. Ce pumă ți-ai, îți pare rău că ai erecție? Păi cum să nu-mi pară, bă, că sunt înconjurat numai de vandrălăia, cine ești și vreo fome, uite, dacă aram cu Leana era altceva. Ce? Nimic, zic așa și eu, auzi, mă duc până acasă că mai am o sticlă pe acolo și-a pus eu de vin bună și... Hai, mă duc, dar mai repede, că nu mai avem ce. Hai, bă, dai acasă Leana. Și te interesează pe tine, mă, dacă e Leana acasă? Bă, mă interesează, adică vreau să știu ca să nu mă vadă când iau sticla de acolo. Bă, piedica și l-am ves, ia uite-te. Ce fac, mă, dacă rofi Leana acasă, mă, ce mă fac, mă? O mai fi, mă, gaura aia din spatele gardului, din fundul curții, mă? Ia, mă, să văd eu, mă, ia. E verde și un cărbune, eu tânesc o mortăciune. Ce ghera, ce ghera. Bă, tâmpitul, ia uite ce mă sperie, mă scăpai pe mine. Bă, auzi, mă tai acasă că mi s-a făcut poftă de ea. Tata, unde? E la cârciumă acolo, mor de bea, zace acolo. Du-te și ține-l de vorbă până treci târnișul. Bă, da, mă duc, dar m-a ajuns și pe mine, ține tu de piciorul ăsta, da? Dă-mi coace și du-te. Hai că mă duc. Așa. Ia uite-te, ia! Bă! Muri Leana! Ia uite, bă, ce mă optic! Și eu care aveam chef să ne hârjoanim de el. Bă, ce fac, făcurăm pe dracu! Stai, bă! E caldă! Păi mă, e rău! Stai, Leana, așa! Nu pot să mă las când te ajut! Mă, copilule, ia fă-te încoasă să spun o întrebare. Dă-te aproape. Auzi? Și-mi pui mai repede întrebarea, pentru că am o mândră din vas lui, măi, și mă așteaptă să-i fac pui, măi. Bine, mă. Mă, copilule, uite, tot încerc de o oră să ies din satul ăsta și nu știu, m-am rătăcit, mă. Nu poți tu să mă ajuți să mă scoți din sat, că... Nu te ajut, băi, nene, dar dacă promiți că mă duci până la cârciumă și îmi dai o țuică, te ajut cu tot respectul eu.
Îți dau, mă, îți dau, dar îți dau, dar să nu fie scumpă țuica aia. Că eu așa am făcut avere, să știi, m-am uitat la bani. Uite, am niște Adidas Tenesh, 300 de dolari costa ei. Și în 70, când jucam cu Thorn Borman, am negociat cu el până mi-a mai dat el 200 de dolari și Tenesh, și numai ca să se scape de mine. Wimbledon. Ce viață, bă! Wimbledon! Am o mândă în Wimbledon, măi, care are buci beton, măi! Hai, mă, hai să-mi arăți cum să ieșim. Hai și-ți dau și țuică. Da. Hai, ia-mă încet. Hei, șelem, bă! Și uite așa avem acum și popă, și cârciumar, și hoț firar. Mă, ta dracu, unde-i telefonul? Stai! Costele, scuză-mă, Costele! Crezi că e al meu să moară mama? E al meu. Păi tu ai telefon, mă? Nu? Dar dacă aș avea, exact asta ar arăta. Și ia să-mă, Romică, acolo la mănăstire unde se răs... Voi acolo... Învățați-mă să cântopește sau... Băi, dar e o problemă. Bă, acolo la mănăstire noi umblam cam capii, așa, știi, de la băutură și cântam de-alea cu prostii. Așa, un fel de parodii. Cum e? Unde nu e durere, nici haine pe muiere, nici întristare, nici suspin, hai mărie-mi bolintin, să te cotârcesc puțin, Doamne, miloie. Nu mai râde ca prostul. Nu mai râde ca prostul, că dacă mă scapă una de-asta în biserică, îți dai seama că mă ia ăștia cu pietre. Hai, dumneavoastră, știi, avem și noi de-asta cu biserica, fii atent, cum e aia, mă? Fii atent, hai, chide-mi vă. Mă dusă-i la biserică, i-auzi una, i-auzi două, fata popii mă-mpiedică, i-auzi, i-auzi. Mare, bună ziua! Strigă popa... Stai, mă, că e, mai avem... Cum da. E, mă, strigă? Strigă popa din altar, ia-uzi una, ia-uzi două! Ce te împiedici, băi, măgar? Ia-uzi, ia-uzi, ia-uzi! Hey. Oameni! Ce vrei, mă, neică, ce te bagi? Știi continuarea la cântec? Ce? Măgăriță-i fata ta, ia-uzi una, ia-uzi două, că ea mi-a pus piedica, ia-uzi, ia-uzi, știe! Dă de băut! La noi e un obicei, cine știe continuarea, dă de băut la toată cârciuma. La toată! Da, țuica o iau eu, că eu l-am adus. Stai, mă, să vă spun, mă, oameni buni. Haideți să vă spun, el are dreptate. Voi sunteți 3-1. Exact scorul de la Roland Garros pentru Ovicerea. Era el în avans. Eu am oprit meciul 6 ore. 6 ore pentru că băgaseră Adidas ieftin la gara din Paris. Și m-am dus să-mi iau... Știi cine e? Țiriac! Țiriac! El e să moară mama! Așa ziceți! Păi lăsați-mă, mă, să vă spun tot. Acum Ilie... Aoleu! Îl cunoști pe Sfântul Ilie? Doamne, dubită! Ilie Năstase, mă. Ilie îmi zice, Ioane, ia-mi mă și mie o pereche și îmi dă 300 de dolari. Bineînțeles că i-am luat și lui, că ei costau o pereche 30 de dolari. Așa că mi-au rămas 270 de dolari pe care eu i-am pus la bancă. Și uite, după 40 de ani mi-am cumpărat din banii ăștia, din dobândă, primul Mercedes din ale 450 pe care le aveam deja. Lasă-mă, nene! El... Auzi-mă, eu te mai scoți afară din oraș, că mi-am și altă treabă, nu știu... Lasă-mă, povestească, ce treabă ai tu, bă, boule? Am o treabă în Severinul, măi, dorule, măi! Una mă așteaptă să-i fac plinul, măi, dorule! Da, mă, termine, măi! Așa, ziceți! Și așa, Ilie a fost foarte mulțumit. Îi poartă, cred că și astăzi. Domnul Țiria, dar nu dai și matale o țuică? Ia uite, unde ești, mă, firea dracu de cotrofeliță să sparg fața? Unde ești? Unde dracu sunt, mă? Ce-i, mă, pe... De ce, mă, izmenile jos? Ce-i, mă, cu tine acelea? Bună e, mă, țigaria asta de după. De după ce?
Nu să înțelegi nimica, nu știi nimica, ai? Mai bine, lasă. Ce mai bine, mă? Ce să sunt, mă? Ce să sunt? Păi, ce zi e azi? 3 septembrie, de ce? 3 septembrie? Păi și? Ce mi se întâmplă mie pe 3 septembrie în fiecare an? Se întâmplă că ești prost, cum e și pe 4 septembrie și pe 5 septembrie, zice, se întâmplă. Păi, nu. Pe 3 septembrie e erecția mea anuală, păi, acum știi? lume, mă violași, nenorocitule, te dau judecata, dracu să fiu? Ce judecată, îți bag furca în creierii ăia? Păi, stai. Nenorocitule, te detești la mine? Păi, stai, nu te mai torățui așa pe mine, că nu, și așa nu să-mi țăși nimica, dacă... Păi de asta te dau judecată, mă, să mă fi trezit și pe mine, să simt și eu ceva, îmi repiși și satisfacția și bucuria. Lume, mă violă ăsta! Hai, nu mai tot... Satisfacția și bucuria mea! Hello! Ce dar nu fac? Mai poate lumea să se odihnească deloc de bucuria, de satisfacția voastră? Păi tu n-auzești, mă, că mă violă cât fu să-i moartă? Păi logic, Nelly Honey, că vie nu se atinge nici dracu de tine la cum puți. Iar tu, Mitty Honey, să-ți fie rușine, da? Auzi? Dar dacă eu aș fi moartă, la fel mi-ai face? Wow, păi cum, păi, eu... Ție ți-aș face și vie, dar trebuie să aștepți acum și ca până pe 3 septembrie la anul ăla, la erecția următoare. Ana, ce erecția următoare? Sună tu! Ia sună tu la procuratură să-l aresteze pe violatorul ăsta! Pe pușcăria e de tine, bă! Păi, nu-ți păcui pe aia nimica, păcui mișto de tine, ce vorba e? Mișto, ia sună! Hello! Domnul procuror Cosmin! Veniți, vă rog frumos, arestați un violator de proaste moarte! Băi, reproducem-a pe omul nebun, o ce-ai... Pușcărie, neță! Pă, ce aveți nebună lor? Și bucile, de ce mă doare? Ia uite pe colea, pă, făcui mișcă! Necrofilule! Nebună! Necrofilule, ce... Au, ce-a făcut? Mă faci că mă închin, pă, păcui, o stop serios, mă, ce dracu, mă băgați în pușcărie, așa? Păi, dacă nu mai poate să glumească omul cu voi, că... Ia uite colea... Era plin de femei la Wimbledon. Ilie! Năstase, mă. Ilie Năstase. Le dădea printre picioare pe la spate. Mingile, mă. Da, dar noaptea eu eram tartorele cu femeile. Să vă povestesc cum a cunoscut-o el pe belgianca aia. A fost poveste... Ia uite cum sunt ăștia lungiți aici toți, lați ca mistreți mei de la bal, împușcați de William Porsche. V-aș mai spune eu multe, dar mă duc că am o sumă de treabă, că au băgat ăștia tigăi la reducere. Am o mândră dinspre haia, mi-a spart capul cu tigaia. Tigaia la preț redus, 70 de copci mi-am pus, măi. Nu mă, tigăi la reducere și e păcat. Bună ziua, vreau și eu vot că sunt cu mașina aia bengoasă de la marginea satului. Auzi, mă, femeie, sper că mai e acolo, că l-am lăsat pe șofer în ea. Să aibă grijă să nu fure ăștia, printr-o glodiță ăștia, nu fură toate de prin mașină. Ăla din mașină era șoferul? Păi da. Nenorocitul dracului m-a mințit. Îmi pare rău pentru fiecare bucățică de lenjerie scoasă de pe mine. Pentru genunchii mei care și acum mă dor că m-au zgâriat pietrele de pe drum. Și pentru rujulețul meu scump. Ai zis cumva că e mașina ta? Păi da. Da. Auzi, mă, femeie, nu știu cine ești, dar... Auzi, scoate-mă... Mulțumesc. Scoate-mă, te rog... Din iadul ăsta, că aici... Vai, nu numai că te scot din iad, te duc direct în rai, dacă mă plimb cu mașina aia bengoasa ta. Scuze, o secundă, mă sună cineva. E soră mea Urinela, mă scuzi. Da, ce vrei, fată? Cosmin vine încoace? Aici? Hai că trebuie să plec! Bine, pa, hai că trebuie să mergem. Hei, domnul Siriac, ia zi, domnule, ce cauți dumneata la noi în sat, domnule? Auzi, du-te și aștept.
Țiriac? Da. Țiriac! Stai că Doamne, mai Popa, spart... Doamne, tale, îți mulțumesc din suflet, sunt cea mai norocoasă ființă de pe planeta Pământ. Merge? Da, mă, femeie, du-te, ok, iau-o înainte, te rog. Da? Că vin imediat, să vorbesc cu omul ăsta. Da, vii repede, că dacă vine Cosmin e un idiot. Vin, mergi. Vii, da? Da, mă. Mă, băiete, uite cum e treaba. M-a chemat ăștia la canal de la televiziunea asta. Așa. Ca să mă împerechez cu una Leana. Înțelegi? Eu inițial n-am vrut. Că nu, dar când am auzit că plătește, am mai reevaluat situația. Că nu strică niște bani acolo. Ce-i mă grabă asta, mă? Cosmihani, ce bine îmi pare că ai venit! Dacă ai ști tu ce fapte abdominabile se petrec pe aici, să-ți spui! Fii atent! Știi cum o omorusem eu așa pe soacră mea, cum se face de obicei? Și ne simțitul ăla de Mitihani! Bă, care bă, ia stai mă, alu! Ha. Cum adică eu mori tu? I-am tras un pumn, e de așa! Că eu am făcut arte parțiale de alea, taie coada! Sau, cum mai zice? Taekwondo și proaza de soacră mea a leșinat. Și cum o trăgea fisul așa d-un picior afară, așa, ia uite că apare Mitihani cu o erecție mare. Să știi că eu n-am habar de unde a luat-o, dar el se lăuda că este a lui. Și când s-a trezit soacră mea, ia chiloții de unde nu-i. Mitihani deja era satiscăfut și fuma o țigară. Uite ce mă enervează Cosmin ăsta. A, nu mai vine. Eu l-am sunat să vină și el nu mai vine. Și-o stau aici și vorbesc singură, ca proasta. Hello? Hello? Ha. Ăsta nu răspunde. Dar nu-i nicio problemă, pentru că eu am să povestesc în continuare și când o să apară el, deja declarația mea o să plutească pe aici prin aer. Așa. Și cum ziceam, când s-a trezit soacră mea și și-a dat seama că a fost violată prin lipsă, a apucat-o pe andalile! Și imediat trrr, și pe urmă trrr, mă duc să-l caut. Dumneata, ești soțul lui Leana. Da, domne, nu spusei. Asta vrea să te păcălească, să-ți ia banii, nu înțelegi? Mă gândit să-i fac o farsă în nevastă mea. Adică să... Înțelegi? Și-o păcălim. Înțeleg, domnule, că am simțul umor. Așa. Dar mi le dai înapoi hainele, că am dat o grămadă de bani pe el. Da, domnule, ți le dau înapoi, numai să-mi iasă glumă. Ia de aici, ia și asta. Scutură dacă n-ai încredere. Sine. Așa. Ochelarii. Vezi că... și mustața. Aia nu pot, domnule, să o dau. E emblema mea. A, domnule, îți dau 6 lei. Nu, fără 10 lei nici nu mă gândesc. Bine, domnule, îți dau 10 lei pe mustață. Da? Okay, vezi că ai acolo în spate prosop, ai lamă, ai lighean, scoți mustață și... Haide, dragă, mai repede că se dă idiotul ăla de șofer al tău la mine. Vin? Bine, gata, vin imediat, du-te, că vin. Da, vin. Să vii, hai. Vin, da, femeie, vin. Haide. Așa, mulțumesc. Mergi dumneata, ia alea hainele mele, du-te în sat, că mi-o lipesc eu asta, văd eu cum eu fac așa. Bă, dar ce parfum să dă. Asta, uite. Atențiune, trenul de persoane venind gara Sadova cu 20 de gagici. Se destul. Le-a de ea Leana nuntă cu miliardarul. Bă, Nea Ioane și cămașa, bă! Hai de vreo că te-am iubit pe te. Oh, Doamne! Mă, ce hândrăleala asta la mine în mașină, mă? Ia, cărați-vă toți de aici, mă. Băi,
Ghiță, rană-n puțin mai speriat, cretinule, vezi de mucii tăi. Băi... Pe mine, violator, în serie, ce ai, nu-ți e rușine, nemernicule, ce ești? Vreau să-l concediez pe idiotul ăsta, pe violatorul ăsta, în serie, de șofer al tău. A pus mâinile pe mine, o finuță și o virgină. Cretinule! Hai, hai! Vine jos, hai, mai repede, mișcă! Hai, jos! Jos! Poate să de aici, stâmpitule! Să vină, că să vină autoritățile, să vadă acelea ce se întâmplă în satele ăștia, să te bage în fundul pușcăriei, violatorule! Bă, mai bine în fundul pușcăriei, fă decât în fundul tău! E, ce să... E, vorbiți, fată, cu procurorul, vorbiți? Da, mă, Nelly, da, am și vorbit la un moment dat, dar dintr-o dată a dispărut camărarul în piață! Ca băgarul în piață, tu! Băgar. Auzi, tu nu te băga în discuție, violatorule! Tu vezi de faptele tale, că nu discut cu tine! Păi sună-l, fată, sună-l să vină încoace! Sunt, dar nu răspunde deloc! Hello? Hello? Nu răspunde. Fată, vezi că tu vorbești la pieptene. Da, și ce are? Nu-i aceeași marcă? Ia uite, să-mi sug. Ia uite, cred că a rămas fără bacterie. Oh, mă duc să-l încarc la priză, stai așa. Mă. Stai fașă. Ia spune, deci, bun. Toți, mă, nebunire. Deci tu vrei să zici că vrei să mă dai în judecat. Da. Bun. Da. Dar ce dovezi ai tu, mă? Ce probe ai tu acolo? Că te întreabă ăia. Cum dovedești? Tu să le zic și eu că... Proba este că mi-a dispărut chiloță de pe mine. Hai, da, de... Aha. Păi, la scuză de întrebare, tu porți chiloț, fă? Da, port și câte 3-4 odată și mi-a dispărut. Aha, și cam cum arată ei chiloță ea, fă, așa? Descrie-mi așa, o descriere. Ne? Deci... Deci bănuiesc că e mai mic, așa, ca să nu se vadă pe sub izmene. Aha, și are... Bănuiești, deci. Da, nu, nu știi sigur, doar bănuiești. Da. Păi, ia uite ce! Păi asta discut eu cu tine, măi, fratorule, că important este fapta abominabilă pe care ai comis-o tu și m-ai violat și nu m-ai trezit să particip și eu la violul ăsta. Păi, într-un fel sau altul, ai participat și tu, pă. Păi, da, da, am participat decât... fizic și vreau să particip psihic. Păi dacă așa fizic am mai participat eu pe la violuri, că de câte ori n-am găsut eu beată în șanță, nu știu. Ia uite ce stau. Na, na, lasă că vine procurorul și în pușcărie cu tine, ta. Iotel, tantanana, ai venit-o. Bă, îmi zice și mie ce se întâmplă aici? Domnule, uite, asta a profitat de lecția mea anuală. Eu sunt în serios. Ce mă pun pe chestii de așa, domnule? Uite în gură ei, că sunt o brauă aici. Pe rând, mă, să notez și eu. A, uite, domnul Țiriac. Bine că veniți, domnul Țiriac. Măi, Leană, hai să mergem înăuntru. Mergem înăuntru, dar să-ți spui. Nenorocitul ăsta de mitică, cât fusă eu leșinată, mă tură prin curte și-o făcut frumoasă. Nu ziceai ceva de un viol? Da-și dracu, piticule, ce viu! Ce tu, cred că auzi sau uzenii de la înălțimea asta ascundă la care te afli tu sub nivelul mării. Nu, domnul, fior, zisai. Mă lău așa ca un fior când veni jumatale. Așa că hai în casă să ne destrăbălăm și să ne căsătorim. Că despre asta este vorba de misiune aia cu Leana. Costele, dă-mă și tu o țigare. N-am de te dracu de miloc. Așa ar fi zis Costel dacă era în locul meu. Că eu, Țiriac, eu prevăd viitorul, eu știu cum ar fi zis Costel dacă era Costel în loc. Dar eu, Țiriac, eu nici nu fumez, mă. Cum să zic, Milog, și că n-am, că eu nu fumez. Mă duc, am puțină. Hai. Du-te. Toți bun, mitică. Nu stai un Țiriac, mă? E pe dracu, e Costel, nu-l vezi? Ce? Nu are cum să fie Costel, că pe Costel l-am văzut eu cu diarela, se hârjonea pe la mașină, pe acolo alea. O alerga. Ce mașină, mă? Alu Cost... Alu Cost? Stai, bă, că Costel n-are mașină. Aha. Aoleu, păi adică... Costel e Țiriac și Țiriac e Costel? A, bravo. Stai, bă, și atunci... Și adică tu cine ești? Sofia Vicoveanca. Sofia Vicoveanca. Nu mă recunoști? Păi stai, bă, că aia n-are țâțe, bă. Adică, bă... Tu nu ai țâțe. Păi și ce aia are țâțe? Sau ai văzut-o țâțele lui Vicoveancă?
Mă, tată, mă, ce ai, mă, și tu o luași măraz dacă toți ăștia ai după-i în sat? Mă, băgați-vă mințele în cază. Dacă pui problema așa, dacă n-am văzut. Ia, toarnă o țuică acolo, hai ca să putem să gândim cum ne-o coace lui Costel. Da? O păcăleală ca asta merită răzbunată rău de tot. Te mai încoace. Ia. Bă, eu am o idee. Ia zi-mi. Fii atent aici. Așa. Sunăm la poliție. Așa. Și spunem că a dat foc la biserică, a luat foc, a aruncat oaie ca să facă mega moschee la Sadova. Păi și cum facem, bre, că e biserica întreagă? Dă-o, adreacu! Doamne, iartă-mă, că îi dăm noi foc, nu înțelegi? Aha, cine ia pe noi, nu? Bă, știi că nu ești prăzuteamă. Ba, am altă idee. Fii atent la cine. Ei, zicem... Așa. Că avem numerele câștigătoare de la loto. Păi și le avem? Le avem. 12, 34, 16, 4, 7, 5. Iotele. Păi bă, boule, păi dacă îl avem, numai bine le jucăm noi și câștigăm noi 10 milioane. De ce să câștige idiotul de Costel? Bă, boule, fiindcă e falșe. E falșe, le-am scris eu acum. Păi bă, boule, dar dacă nu e falșe și e bune, nu ne zgâriem pe ochi? Bă, îți mai spui o dată, tu nu vezi că le-ai scris eu acum 1, 12, 3, 4, 6, 4, 7, 5, boule. Stai, cine e dracu, măi? Taci, pleticule, taci din cur. Ăsta-i Superman din clanul lui Priză. Dar e sandilou rău, e nebun de-a binelea. L-au prins la furat și l-au bătut în cap. De atunci nu mai vorbește, e mut. Dar nouă, la toți ne-e frică de el. Că pe ăsta dacă-l fiu pe el, poate să te omor. Supermane! Ia vină tu încoa, ia vină la nene. Hai vină încoa. Ia stai pe auzi? Am o mândră în făgăraș, măi, și-o cu nouă de copilaș, măi. Am o mândră în făgăraș. Gata. Ce-ai spus ăși, bre, nebunului să fac? Stai să vedem. Poftiți, domnul Țiriac. Să vă servesc cu o țuică. Păi de unde ai făcut țuică? Măi, femeie, de unde ai tu țuică? Că eu nu prea beau decât dacă e țuică franțuzească. Ai franțuzească? O caut, că o mai ascunde boul ăla de cost. De frate-miu și de dracu pusări. Unde-o pusă, mă? Unde-o pusă aș, mă, firea? Ia vezi, o fi în sobă. O fi în sobă, o fi. Papa! Ce intuiție ai, domnul, așa, de unde știu ăștia, așa? Păi, mă, femeie, noi la școala de tenis făceam și cursuri de intuiție. Că de unde să știu eu unde o să-mi dea adversarul mingea? Trebuia să-i intuiesc, înțelegi? E, da, înțeleg. Auzi, domnul, acum că tot suntem așa între... nu te-ai gândit așa să vii din ele străinătățuri să te așezi și tu la casa ta? Să stai de vorbă cu o femeie civilizată, să te... Sorcov, femeie de asta curată, să n-aibă ălea pe ea, așa mai... Vai, ca mine, firașa, dracu. Ai? Păi eu știu ce să zic, dar zestre ai? Ei, de ce, ia uite, păi n-ai tu pentru mine, că doar de... Am și eu zestre, să știi, dar e ascunsă sub hăinile.
Vrei să-ți arăt? Stai, stai, mă, femeie, că mi se face scârbă, măi. Măi, liniștește-te, femeie, chem bodyguard-i, potolește-te. Uite, m-am auzit prin sat vorbindu-se căm că tu ai avea un bărbat, unul Costel Pârțag. Ești măritat, a? Eu? Aha. A, dracu să fie aia care l-o... Cu bunul ăla de... alu Pârțag, de... E impotent și bate femeile fiar cățar, nu știu, nu-l cunosc. Bă, adevărul e că și eu mai bat femeile. E, da, da, unde bați matale sare dolari, așa că mirajarăm. Dă-mi-ne, mirajarăm, ia uite, ia uite ce ghiul. Îți dai seama când mă lovești cu ăsta exact la și unde îmi lipsește dintele. Ce valoare îmi dai. Ia să facem târgul, mă, atent. Eu sor cu mine așa. Păi eu știu ce să zic, dar aș avea și eu niște condiții. La banii tăi sunt prea puține, zi, bagă! Mă, nu-mi place femeile cu păr pe picere. De? Bine. Mare brânză să caut un ferăstrău odaltă să mă rașchetez ce n-ai parchet acasă, nu știi cum e. Să face, adică nici mie, nu, n-am cum să... Alte codiți mai, să știi. Mă, nu-mi place chelioasele. Ia auzi, ala. Păi nici mie. Ups, țărâlele, drecu, că struguri în cap. Eu, păi ce, dar nu iau părul de pe picioare, că tu nu ți-ți place, îmi pun pătrunjelul în cap. Și găsesc, caut pe Google unul să dea găuri în cap pentru păr mare brânzu. Ia. Mai codiță de ăștia? Mie îmi place virginele. Și, dacă tot sunt pe Google, ce, nu are brânză să caut un croitor acolo, să-mi tragă un tinel, niște muște. De fapt, nu că muște, a virginei. Sex, 6. Stai, mă, băiatule, mă, ce faci ăsta, mă? Nu, mă, mulțumesc. Ia, că este Superman și ăsta e nebun, te omoară, te rog eu. Superman, nu mă cunoști, mă, sunt Costel, mă, sunt țiriac, beau, beau. Bea. Să ai că bune. Ai, Nelly, Hani, dar ce fericită sunt, știi? Mi-am găsit bluza aceasta nouă pe care o pierdusem. Vai, Superman, Hani, ai venit iar, ce bine! Sper să-ți povestesc cum am fost eu pe croazieră în bluza aia mea de 3.000 de euro. Alo, dar ce aveți, Hani, de nu mă ascultați niciunul dintre voi, a? Nelly, Hani. Siri, Hani. Haideți să vă zic, când am fost după Himalaya, acolo era vară la poale și iarnă în deal. De nu știam eu ce să iau cu mine. Colacul cu patine sau Sania cu vâzle? Dormiți, a? Mă, și eu dacă dormiți. Eu mai vă zic ca să fie zis. Iar când o să vă treziți voi, o să auziți ce am zis.
Deci fiți atenți, era acolo un salvamar de munte care avea el niște mușchi cât cosmosul de mari. Și știi că m-am prefăcut eu când mă prăvălesc așa, căcat la vale, el ca să mă prindă, știți? Dar era extrem de încet în mișcările lui lente. Și că când m-am dus eu de-a dur așa la vale vreo 15 km pătrați, mai vă zic? Nu încoa! Vino încoa! Vino încoa! Dai nesimțesule care ai pus la mine! Nu încoa să te părui! Bă, deci chiar nu mai înțeleg nimic, da mă, pe bune, zici mă, mă... Unde fugi, bă? Unde fugi, bă? Așa, bată, de la afară pe nenorocit! Vino încoa! Dă-i cotonogeste să ne simți violatorile cât tu pe unii oameni prinde, eu vă dau mai repede în mișcă.